telefon, avem la telefon, scuză-mă că te întreb, avem la telefon, că l-am sunat noi și totul să nu prelungim așteptarea, unul dintre acționarii, principalul acționar al unei echipe, dacă nu există asemenea probleme, dar care funcționează într-un sistem în care, uite, există necazurile astea. Mihai Rotaru, bună seara! Bună seara! Chiar aș vrea să vă întreb de vestea asta, că a ajuns o echipă care a, cum era, cu Wiss sau Renz, cum când și că e la minus, la sau la zero și mai e pe minus. A ajuns Gazmetan la minus un punct. Sigur că nu vă interesează că sunteți în altă parte a campionatului. Nu, ne interesează. Ne interesează societatea în care trăiți, doamne, mi se pare că ar trebui să urle toți și forurile conducătoare și toți, și federația și liga, n-auzim nimic. Auzim numai zâmbete și totul e bine. Mi se pare că e bine? Nu e bine și tocmai de asta ne și interesează, pentru că noi avem un brand, Liga 1, în care face parte Gazmetan Media și sunt cele 16 echipe, și automat că ne afectează pe toți, adică în loc să ne luptăm să găsim pârghii prin care să creștem gradul de interes asupra competiției, care din punctul meu de vedere e o competiție care trezește interes și da, putem să o facem mult, mult mai bună decât este acum, noi trebuie să ne luptăm acum pârghii, noi. Vorbesc deci între ghilimele noi, de cei care conduc de forurile de FRF, de LPF, să construim pârghii astfel încât să nu se ajungă în astfel de situații. Dar cum? Că asta e, sigur că așa este, dar cum? Pentru că atunci când ni se spune, doamne, trebuie cumva garantat că ai cu ce să, cumva, nu știu, cu ceva, că aici îți participi și ni se spune, nu suntem pregătiți, ar rămâne 4 echipe sau 5, nu se poate face. Nu, de ce? Se poate face. Nu suntem pregătiți poate să garantăm 6 milioane de euro sau 8 milioane de euro, dar 2 milioane de euro se pot garanta, sigur. În acel moment nivelul salarial crește. Nu ne mai uităm după jucători cu salarii de 10.000, 15.000, 20.000, da? Ne uităm după jucători care poate să încadreze într-un buget salarial de 2 milioane de euro. Sau ne ocupăm să creștem jucători astfel încât să-i putem vinde, cum fac unii dintre vecini sau țările apropiate nouă, și astfel să avem o sursă de venit, să nu mai stăm la mâna Consiliului Județean, Consiliului Local, Trans, Macaz și așa mai departe. Stau, pentru că ceea ce spun eu presupune automat. Da? Deci unul este, ca să te încadrezi într-un plafon salarial, să spunem, de 2 milioane de euro, ai mai multe variante. Să găsești jucători ieftin sau să fii crești. Da. Exact. Da. Deci nu e cu sau. Da, e cu și. E adevărat. Da. Și Nea Mihai știe foarte bine că varianta 2 e mult mai bună, corect? Nu că știu mult mai bine, Răzvane, știi, pe noi ne-au preocupat, adică credem că Academia trebuie să fie componentă principală a unui brand. Păi, de asta și-mi spus că știi mai bine și pentru că investești în Academie și asta faci, adică îți dai seama că poți să, Academia, în afară de faptul că poate să-ți aducă jucători de valoare care să te țină sau cu care să câștigi campionatul, sunt și o sursă reală de venit. Da, fără discuție. În momentul că lucrurile sunt bine făcute, trebuie să reprezintă o componentă în buget. E clar că noi nu suntem cumpărători net de jucători, da? Suntem cei care, de la care se transferă jucătorii. Pentru că, din păcate, sau din fericire, economia capitalistă asta presupune. Sunt unii care dețin banii și unii care lucrează pentru cei care dețin banii. Nu putem să ne comparăm cu cluburile din vest. Din cauza, bineînțeles, a situației economice pe ziua noastră. Da. Bine, pe plan intern sunteți cumpărători, pe plan extern sunteți producători. Ceea ce... Da, dar noi, pe data am și folosit expresia... Producători-cumpărători, da, exact, sunteți... Da, deci, punând în balanț cât vinem și cât cumpărăm, e clar că suntem pozitiv în ceea ce înseamnă transferul. Ceea ce spui e foarte bine. Faptul că nouă ne trebuiesc pârghii, nouă conducătorilor sau nouă românilor ne trebuiesc pârghii să crești, să poți să crești valoarea campionatului românesc, asta înseamnă că implicit în momentul în care crești valoarea campionatului și tu ca echipă, indiferent cum te cheamă, că te cheamă Craiova sau FCSB sau oricare alta sau Gazmetan Mediaș, poate să vândă mai scump și astfel să poate să fie o echipă sustenabilă, un club sustenabil. Punct. Dar trebuie să vrei, că noi vorbim niște principii atât de frumoase și ei
practica este atât de urâtă încât am senzația că am și decolat de realitate. Dar măcar la Craiova vedem realitatea asta. Voiam să da, vă aduc pe... Mărcuzați să vă întrerup. Să știți că nu este suficient să vrei, pentru că sunt două mari probleme în ceea ce... Dar unii nu vor. De junior. Ok. Mă îndoiesc că sunt oameni care nu vor spune, domne, nu, eu sunt împotriva creșterii sau împotriva... A, așa da, da, ca răspunsul la Miss Univers, da, că vrem să fie pace în lume, da, așa vrem toți. Da. Bun, dar avem, sunt cele două mari probleme. Una, infrastructura și doi, la mână forța de muncă calificată. Și de aici derivă toate, să spunem, inconvenientele. Corect, și asta e adevărat, că depinde cine formează toată poziția. Bun, dar voiam să vă atrag către o... Un subiect fascinant care a fost adus în... Eu nu știu, ci că circula un zvon așa ca duhul deasupra apelor că v-ați implica la CSEA Steaua. Lucru negat de Gigi Becali. Asta mi s-a părut foarte tare, negat de... Ca să... De unde, de unde a apărut povestea asta? Să fac o glumă, pe cineva, că de la Decebal Rădulescu. Numai domnia asta poate să scoată din astea, da? Nu știu, nu l-am auzit, este... fost, dar nu știu. Păi nu, zic, dacă astfel de zvonuri incredibile, nu, nici în glumă nu e bună asta. Și tot ca să o țin în spirit de glumă, adică stau 9 ani cu mititelul în spate și acum mă apuc de Gigi Becali, să fim serioși, deci înseamnă că sunt nebun. Nu, este exclus, dar acest zvon este de 5-6 ani de zile, de când erau ei prin Liga 4, Liga 5 sau în ce ligă erau. Da, și, pare că a revenit în forță. Poate acum că-i lansa chiar de ei, poate își doresc să fie Duhul Rotaru acolo. Singura relație pe care o am cu ei este faptul că Oprița mi-a fost jucător în 2013, dacă nu mă înșel, 2014, și că mă cunosc cu George Ogoraru. În rest, nu am nicio idee cine sunt, ce fac și așa mai departe. Este exclus, ăsta este răspunsul, e doar de glumă. Okay. Dar culmea m-au întrebat rude, prieteni foarte buni, verișori. Mă, tot orașul, dar nu acum, mă mir că a fost cu întârziere, pentru că se întâmpla acum 5-6 luni. Tot orașul spune că tu te duci la CSEA Steaua. Zic, mă, stai nebun, cum să fac așa ceva? Nu există. E, acum a revenit, nu? Că a spus patronul de la FCSB că nu sunteți tot așa nebun să, sau cea de genul ăsta, să investiți acolo. Cred ei, visează ei de la CSEA. Habar n-am, nu știu, dar măcar am lămurit-o. Sau am mai lămurit-o odată. Păi nu am mai lămurit-o, că am mai lămurit-o, cred că tot l-am dat în emisiunea acum. Da, știu, dar o tot lămurim până când, că dacă, tot, dacă vă sună verișorii, e să lămurim. Negarea venită din partea patronului de la FCSB este logică, pentru că nu-și dorea să aibă cumva vreodată chiar... CSEA-ul un investitor puternic. În fine, să părăsim această poveste, dacă așa ce am întârziat prea mult cu ea. Am văzut președintele candidat al Federației de Fotbal, Răzvan Burleanu, care a venit la Craiova, a vizitat baza CEO de la FCU Craiova 1948, s-a întreținut cu Adrian Mitelu Junior, a avut cuvinte de laudă despre proiectul de acolo. Pe la dumneavoastră a trecut? A trecut. Eu sunt plecat din țară, dar... A avut o întâlnire cu colegii mei, cu domnul Cârțu, cu Marian Copilu, cu Costeșin, cu colegii mei de la marketing. Și, sigur, noi acolo am ridicat câteva probleme la care ținem destul de mult. S-au discutat, acum vedem în ce măsură... Dar ne puteți spune că bănesc că sunt importante pentru tot fotbalul. Sigur că da. Primul lucru, ni se pare, să spunem, cel puțin deplasat acest baraj pentru cupele europene între locul... 3-4 și, să spunem, 3 sau 4, sau locurile și barajul, echipa câștigătoare a barajului între locurile 7-8 din play-out. Și sunt foarte, foarte multe argumente. Sigur, ei spun argumentul lor că, domne, am dat un interes play-off-ul. Da, fără discuție, a ridicat interesul, dar sunt foarte multe sacrificii, adică cu foarte multe pierdere ai făcut acest lucru. Cred că trebuie să căutăm alte formule. A doua speță, de fapt, prima, cea mai importantă, este o modificare a legii 4. A legii, cunoscută legea lui Mitică. Și aici noi susținem că ar trebui să fie permis vânzarea băuturilor slab alcoolizate pe stadion, cum ar fi berea de la 2,5%, să spun. Și, în plus, cred că ar putea să trezească interesul și a televiziunilor și celor care produc Liga 1 în ceea ce privește spectacole pirotehnice organizate, făcute de către o firmă acreditată, ca să evităm aruncatul cu torțe în teren, petarde și așa mai departe. Da, mi-e teamă că nu veți reuși să evitați asta. E interesant ce spuneți, dar celelalte nu vor fi evitate decât dacă sunt responsabilitate firmei și dacă există să pună în aplicare legea lui Mitică, așa cum era, cu oameni identificați, interziși. Păi nu, dar în momentul când ai un show pirotehnic făcut cu o firmă specializată, care e clar că depășește ca și organizare, o, să spunem, o organizare underground,
Da. E clar că nu mai are interes să vă arunce cu două petale, da, că nu se mai vede. Aveți dreptate în principiu, doar asta, dacă vreți dumneavoastră să faceți, ok, dar câte echipe vor să-l facă și câte galerii sunt de acord? Că mai au și el un cuvânt de spus să se lase putem pe mâna clubului. Putem să facem o dezbatere publică în care să spună punctul de vedere. Da. Mi-a Mihai și unii s-ar putea să fie ambițioși să, exact, să vă bată, asta e că facem noi și să vă bată show. Exact. Mi-a răzbat că trebuie să vă fac o paranteză. Când am intrat în fotbal am avut două mari probleme. Primul cu nea. Da? Toată lumea fotbolului folosește apelativul nea. Și am avut o problemă până am obișnuit cu el. Și al doilea lucru a fost să gândesc despre jucători în an de naștere. Adică era greu. Eu dacă mă întreba cineva ăla câți ani are, 27, dar nu să spun e 2002 sau 93 sau 94. Le-am rezolvat. Da. Așa se spune în fotbal. Anul nașterii e, da, nu vârsta. Da. Ca să știi ce generație e, ce leat e. Hai că te-ai obișnuit acum. Da. Bun. Cunea, deci, acum asta e. Mai era vreo problemă pe care ați ridicat-o? De exemplu, să facă cumva să existe un contracandidat când e o alegere? Nu, asta nu este treaba noastră, este treaba federației. Era o glumă, vă dați seama. Da, nu. Asta am discutat în principiu. Sigur să găsim soluții pentru ca să nu mai fie suspendat sau, mă rog, da, dreptul spectatorilor de a intra pe stadionul lumea spectacolul, să spunem, pirotehnice, să încerce să crească cu amenzilor, dar să nu mai jucăm fără spectatori. Adică mi se pare că ne faut sigur dacă jucăm fără spectatori. Da. Și alte probleme tehnice. Da. N-aveți o părere totuși extraordinară despre Răzvan Burleanu? Țin minte că într-o discuție cu Vali Moraru nu i-ați dat niște note foarte bune. Vă mențineți părerea acum? Dar credeți că mă schimb de la o zi la alta? Nu. Pe semne că face și lucruri bune, da, în ceea ce privește comunicarea și așa mai departe, dar noi credem că pentru fotbal românesc se poate face mult mai mult. Și cred că trebuie să ne stăm toți la masă și în momentul când se ia o decizie, a trebuit o dezbatere publică. Inclusiv acum cu înființarea noi ligi a elitelor pentru jucătorii, n-am înțeles, între Under 21, Under 23. Trebuie să o discutăm pentru că sunt foarte multe echipe de Liga 1 care au echipă în Liga 3. Nu are sens pentru aceste echipe să creezi încă o competiție. Pentru că ar însemna să sfințezi echipa din Liga 3. Deci, sfințând echipa din Liga 3, juniorilor se duc către Under 21, Under 23, dar dispare încă 7-8, să spunem, peste 23 care ar avea un loc de muncă. Aha, da, atunci, interesant, da. Da, și atunci hai să avem o dezbatere, hai să vedem care sunt, să spunem, efectele perverse ale lui Ramon Budon. Corect, oricum dezbaterea e bună întotdeauna. Apropo de chestia asta, voiam să vă întreb despre Răzvan Burleanu, care a apărut ca un tânăr revoluționar în fotbalul nostru și un om cu idei și am văzut cu altfel de practici și de amplitudine decât văzusem până atunci. Dar nu vă e teamă că ușor, ușor, ceea ce parcă vedem așa, sunt niște semne, ușor, ușor, în lipsa opoziției, unei opoziții oarecare, a unor contracandidați, se va transforma într-un soi de autocrație această conducere a federației, fotbalistic vorbind, sigur. Acesta este principalul pericol. Deci, și spre asta ne îndreptăm în acest moment. Pentru că pe mine m-a atrasat foarte tare expresia că înseamnă că există unitate sau consens în gândire că nu există candidat. Nu, nu este așa. Nu este adevărat. Nu e basta explicația. Da. Aia, da, a fost bună cu unitatea în gândire. Unitate de monolit, da, da. Așa se spune. Da, da. Iar noi, dar ce spune? Ce spune faptul că nu există un contracandidat despre fotbalul românesc? Spune că există o mașinărie de vot foarte bine pusă la punct și că oamenii, în momentul, oamenii vorbesc de candidații serioși, candidații care ar avea șanse reale, își evaluează această șansă și spune nu. Dar nu spune ceva și despre presupusa opoziție, despre inexistența acestei opoziții? Sau dacă la alegerile trecute au fost. De unde ne așteptam noi să vină această opoziție? Pentru că sunt mulți care spun, domnule, nu a fost valorificată îndeajuns generația de aur. Adică ei au arătat pe teren ce pot, dar în momentul în care este să ajungă ei la butoane, cum se spune, n-au fost lăsați. Cine nu îi lasă, de exemplu? Pentru că, de exemplu, Ionuț Lupescu s-a dat la o parte, a candidat odată, a fost atât de dezamăgit, ca să nu zic dezgustat, de faptul că a pierdut, că a ieșit din cursă. Deci nu mai există. Credeți că Ionuț Lupescu, dacă în 4 ani continua să-și facă o campanie electorală și să-și promoveze ideile, nu ar fi fost totuși un candidat credibil? Nicio șansă. Șanse zero. Deci nu avea nicio șansă în continuare. Nicio șansă. Nicio șansă, nici Ionuț, nici nimeni. Gândiți-vă că în momentul când
a candidat domnul Burleanu, era 190 de electori, dacă nu mă înșel, da? În acest moment sunt 270. Deci ai undeva la 80 de electori creați, nu creați, care ei provin din fotbal, mini-fotbal, AJF-uri. AJF-urile existau. Nu, alea sunt, nu s-au mărit, că să fie un județean, nu s-au numit număr de județe. Număr de județe nu, decât dacă ne uităm peste graniță acum, că văd că se întâmplă lucruri. Aoleu, da, așa, nu. Și atunci sunt, ai fotbal feminin, ai fotbal în sală, ai și așa mai departe, deci ai 80 de electori noi. Acei 80 de electori ai trecut deja în tabăra actuală, ca să spunem așa. Da, explicați-mi și mie. Aveți dreptate, dar eu am o curiozitate aproape bolnavă, că zic. Cum va fi la alegeri? Va fi ales cu aplauze? Cum? Că așa e, când ai cu standing ovation, cum se va întâmpla? Nu, pe dumneavoastră ziceți, aveți expresia asta, o să vedem, așa că ar trebui să ne spuneți. Da, aici chiar ne putem imagina. Serios, cum de o să cum fie? Cum să te simți? Te simți ca Ceaușescu la al nouălea congres. N-ai cum să te simți altfel. Nu e Ceaușescu, totuși, bună. Situația este absolut similară. Deci despre ce vorbim? Poate apare un... Problema s-ar putea să devină în continuare și pare o glumă, dar nu. Deci va deveni o problemă cum era pe timpul lui Ceaușescu. Bă, cum adică a ieșit numai cu 93% din voturi? Cine sunt aia 7% care nu l-au votat? Păi, atunci, te Craiova, da, unii, riscai să fii urmărit dacă... Că mai erau unii care făceau glume și pe timpul ăla pe buletinile, da, de vot. Domnul Rotaru, dincolo de glume și de asta, încă a reapărut discuția acum, la un moment dat absolut abandonată, despre o șansă cât de mică de luptă la titlu după aceste 7 victorii consecutive, sunteți la 11 puncte, adevărat, de CFR, dar mai sunt 9 meciuri în față. Vi se pare posibil? Da, întâi trebuie să eliminați particula cu CS, că noi nu avem particula CS în față, avem doar universitatea. Și acum, da, punem așa ca să mai diferențiem echipele, da. A, diferențiați. Asta este, să știți că pe la ligă ăsta este numele complet. CS Universitatea Craiova. Nu este adevărat. Vă rog să deschideți site-ul acum și o să vedeți că este Universitatea Craiova și atât. Ia să ne uităm. Atunci Universitatea Craiova, bine. Ok. Dar spuneți-mi despre șanse la titlu. Nu avem șanse la titlu, dar avem șanse să ne câștigăm toate meciurile până la final. Și trebuie să ne luptăm pentru asta. Acum avem un meci cu Voluntariu care va fi un meci extrem de dificil. Deci vineri seara ei vor vrea să arate că n-au ajuns degeaba aici și, într-adevăr, știu că au ajuns pe merit. Au o echipă bună, au o echipă cu experiență, au un antrenor foarte bun, au un gazon prost, dar care îi avantajează, adică un gazon foarte bun pentru ei. Și atunci noi trebuie să ne uităm să ne câștigăm fiecare meci și chiar cred că avem această posibilitate să o facem. Uh-huh. Dar locul 2 este posibil la 4 puncte de FCSB? Eu zic că e și posibil și probabil. Acum, noi trebuie să-l luăm. Dacă ne câștigăm meciurile de care am vorbit mai devreme, 100% locul 2 este al nostru. Aha. În condițiile acestei lupte, care evident pare mai strânsă pentru locul 2 decât pentru locul 1, ce influență credeți sau importanță vor avea arbitraje după ce ați văzut la ultimul meci din play-off? Eu sper că nu, dar din păcate deja au influențat. Gândiți-vă că Farul Constanța nu că ar fi câștigat, ar fi făcut doar egal. Acum eram la 2 puncte de FCSB. Ceea ce era important, adică aveam și tu ca jucător și tu ca și club, ai un alt moral în momentul în care știi că ești la o lungime de barcă de locul din fața ta. Dar sperăm că lucrurile se vor desfășura, să spunem, fără să afecteze în mod semnificativ rezultatul acestei competiții. Cum vi s-a părut arbitrajul la meciul acela? Adică vi s-a părut ceva acceptabil în limitele greșelilor? Eu cred că este o întrebare retorică. Cred că toți cei prezenți acum în această discuție avem aceeași părere despre arbitrajul de ieri sau de alaltă. Tocmai ziceam că unanimitățile nu sunt bune. Așa că... Nu sunt bune, dar... Nu, consensurile nu sunt bune. Unanimitățile da. Sau de fapt invers. Nu, dar eu vă întreb că sigur că au fost greșeli și au fost... identificate toți cei care se pricep, în fine, care au statut în arbitraj. Eu vă întreb dacă vi se pare admisibile marja aceasta de greșeli omenești sau, în fine, greșeli care se întâmplă. Nu, știți, mi-e greu să discut despre arbitraj decât ca să spunem ca profan. Nu, ca profan. Dar implicat în lupta asta. În momentul când toate deciziile sunt luate doar în favoarea uneia dintre echipe. Nu contează, nu vorbesc de meciul de acum 2 zile, vorbesc în general. Uh-huh. Deci când toate deciziile sunt luate în defavoarea unei dintre echipe, automat
favoarea celeilalte, nu e regulă. Da. Deci n-aveți o teamă clară apropo de arbitraje? Aveți sau nu aveți? Vi se pare că sperați? Nu am. Avem un gust amar, să spunem, după meciul de acum două zile, dar noi, având un gust amar, îmi dau seama ce e în sufletul celor de la Faro Constanța. Ei, chiar n-aș vrea să fiu în situația lor. Adică, în momentul când știi că ai penalti, poți să conduci cu 1-0, da? Nu știu ce minut era, 60-70, e frustrant pentru tine. Da, a avut un penalti și un posibil cartonaș roșu pentru Florinel Coman, la scorul de 0. Nu era un posibil, era un cartonaș roșu, clar. Un cartonaș roșu, da. Da, nu. De ce? Acolo nu e cu posibil. Nu. Folosește brațul, armă. Posibil în sensul că se putea, da, era de dat. Trebuia dat. Da. Se putea da, că n-a fost dat, uitați că n-a fost dat, dar în fine. Asta a fost povestea acelei partide, o să vedem cum o să fie cealaltă. Aveți vreo ofertă, așa, se coagulează vreo ofertă pentru un jucător al nostru? Pentru că aveți și oameni interesanți acolo și din când în când mai vindeți câte un jucător pe sume bune. Când vreodată ne-am dat noi cu părerea sau am Nu, dacă aveți oferte. Dar nici când le-am avut nu le-am spus. Da, păi acum când nu există mercatul, când mercatul începe în vară, în iulie. Păi nu, știu, dar oamenii se interesează din timp, oamenii își pregătesc. Și noi ne interesăm de jucători din România, dar asta e cu totul și cu totul altceva. Dar nu discutăm despre așa ceva și nu se poate. V-ați planificat vreo vânzare atunci în perioada următoare de mercato? Rămân, v-am spus și mai devreme, dacă reușim să nu vindem nimic vara aceasta, chiar cred că avem prima șansă la titlul anul viitor.